Uită-te aici. Ce nebunie în cartoful ăsta. Da, așa să tai o feliuță. Ceapă, cârnăcior, cedar, jalapeno, sos iute. Așa, da, hot dog în cartof. Sau, mai pe românește, cartof umplut. Da, 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 ați citit bine. Hot dog în cartof copt. Renunțăm la chiflă și în felul acesta vom duce hot dog-ul la un alt nivel. Gata, cu vorbăra aia, asta fiind spus, eu zic să n-o mai arde mai urea și să dăm drumul la treabă. Am rămas fără aer. Mi-e și foame. O să folosesc crembuști, o să merg pe niște cârnăciori de mangaliță, dar până ajungem la ei, musai să punem în cartofiorul ăla și o ceapă caramelizată. Am aici două bucăți, una mai mare, una mai mică. Eu merg pe ceapă roșie, voi folosiți de care veți. O tem frumușe pe jumătate, după care fâșiuțe subțirele. Dăm aici într-o parte și asta la fel, pe jumătate, după care zâp, hai pe repede înainte așa. Gata cu ceapa, e destul de iute și asta nu glumă. Avem nevoie de o tigaie, mai încăpătoare așa, ca pentru două cepe. Punem frumos aici, focul să fie undeva la mediu spre mic, nu chiar așa puternic. Ia să vedem, încă mai luăm din el puțin, punem tigaia și venim cu unt, 2-3 cubulețe, le trântim în tigăiță și foarte puțin ulei de măsline. Ia, împrăștiem stânga-dreapta. Gata, suficient. Așteptăm să se topească o lecuță untul ăsta, până una alta să caut și eu o lingură, să-l ajut, să-l plimb prin tigaie. Ia să vedem. Perfect. Hai că nu durează chiar așa mult. Bine, nu trebuie să stăm neapărat până se topește tot untul. Ceapa asta o să dureze ceva, vreo 15 minute ca popa. Venim frumușel cu dânsa aici. O mai desfacem așa când vedem că îi lipite sau nu îi tăiată bine aici la capăt, cum e în cazul de față. De asta eu n-am fost atent, nu e problemă. O mai fac eu acum, îi vin eu de hac. O duc pe drumul cel bun, cum e vorba aia, nu? Frumoșel, facem curat pe tocător. Zup, zup, mai am două fâșiuțe și atâtica. Ia, perfect, și cu asta e atât, bă. Deci cam două mâini stângi. Și amestecăm. Ia, o plimbăm pe aici, îi facem cunoștință cu uleiul și cu untul care mare puțin și se topește. Îi dăm și o lecuță de sare. Sarea asta ajută, extrage apa din ceapă. Împrăștiem așa cât e de 2-3 ori cu astea 3 degete. Mai măricele așa, hop așa, hop așa. Îmi ia că din mână. Asta e stânga, măcar. Mai amestecăm, împrăștiem și ceapa pe aici. Și frumușel o să o dau eu deoparte. Aprind focul pe plita din stânga, ca să mai dau și drumul la hote din când în când. Lumea nu cred că e nevoie. Vreau pe plita aia să prăjesc cârnăciorii, să iau și pe ăștia pregătiți. Așa că altă tigaie la înaintare. Și asta frumușel aici pe plită. Cârnăciorii. O să am nevoie de foarte, foarte, foarte puțin ulei, doar că pun de floarea soarelui. N-are rost să-l stric pe ăla de măsline. Gata, puține lată și cârnăciorii ăștia sunt destul de grosuți. Nu o să-i crestez sau să-i crestez, nu-i crestez, îi las așa. Ia, să vedem care-i treaba. Nu trebuie să-ți furie tigaia, vrem să-i facem și pe ăștia așa la foc domul, să-i rumenim o lecuță. Ia, am nevoie și de clește. Altul mai mare n-am găsit și nu mai caut. Ăsta e bun, perfect. Ia să vedem. Oh, mai are până se încinge bine tigăița asta. Ceapa e acolo, cârnată e acolo. Bine, la cârnat ce să-i face? Că nu prea avem mare lucru de făcut. Lăsăm să se prăjească. La ceapa asta o să mai avem puțin de muncă. De muncă. Trebuie să mai adăugăm ceva. Un zahăr. Zahăr brun, melasă, nerafinat. Vreau să pun muscavado. Ăla e mai parfumat, mai gustos, cu gust de caramel mai intens. Dar l-am găsit. Da. E bun și ăsta. Mama, mama. Oho. Cârnăciorii îs pe drumul cel bun. A început să fie nebunie în tigaie, să sfârie cum trebuie. Ia priviți aici, se rumenesc destul de repejor. Îi întoarcem și noi mai des. Nu vrem să-i ardem doar pe o parte, vrem să-i ardem pe toate părțile. Ca la grătar. Ia, încă unul, încă unul. Perfect. A, și ca ați văzut care-i treaba, facem rocada.
stați acolo și vă prăjiți, aducem ceapa mai aproape de camera asta ca să vedeți bine. Mai amestecăm așa de 2-3 ori. Ia uitați-vă, a început să bolborosească aici. Perfect. Așa că în momentul acesta o să adunăm ce dăm pe lângă și adăugăm zahărul de care vorbeam mai devreme. Cred că o linguriță așa cu vârf, ia să vedem, sau două lingurițe cu vârf. Ia uitați-vă cum arată zahărul ăsta. Mamă, bă, băiatul. Și când se va topi, mamă, va da un gust dulceag așa și de caramel. Începe ăsta ea. Nebunie. Parfum! Amestecăm, îl împrăștiem și pe ăsta pe aici. Cu ajutorul zahărului, caramelizăm și ceapa asta mult mai repede. Gata. Ia uitați-vă, deja s-a schimbat toată șmecheria antigaia asta. Oho, ce culoare frumoasă începe să prindă ceapa. Mamă. Eu nu vă mai rețin. Revin când arată cum ar trebui să arate. Până una alta să mai întorc eu cârnăcioreșia. Cam gata cu așteptatul. Ia uitați-vă aici cum arată ceapa asta caramelizată. Mamă, ce nebunie în tigaia asta. Dacă vreți, o puteți lăsa încă vreo 5 minute în plus, dar eu vreau să-i simt așa și gustul în cartofiul ăla, în hot dog. Frumușel, oprim focul, dăm la o parte o lecuță de ordine pe aici și să tragem tocătorul. Pe ăsta montăm, bine, pe ăsta ne jucăm și pe ăla montăm. Am pregătit și ceva cheddar, l-am luat mai devreme ca să meargă treaba mai repejor. Cartofii sunt perfect copți. Ia să îi vedem. Încă sunt firebinți. Desfacem folia asta de aluminiu. Mamă. Și tadam. Am nevoie și de un cleștișor dintre ăsta. Punem frumos aici, scăpăm de hârtia asta de aluminiu, are ceva ulei pe ea și ia să vedem, să-l tăiem pe jumătate. Arș, arde, uite cum arde melodia aia. Pam, priviți-l aici, perfect copt. Să-i mai dă o crestătură așa un pic. Mamă. Îl puteți lăsa puțin la răcit dacă vreți. Nu trebuie să vă luați neapărat după mine. Cred că mergea tăiat și mai puțin, dar asta e, oricum se rupe el. Mai dăm o lecuță de sare, așa în interior, are nevoie. Prima dată venim cu ceapa caramelizată. Ia să vedem, punem așa pe fiecare bucățică. Priviți aici, să vedeți ce nebunie o să iasă. Hai încă o lecuță, pentru că e foarte bună, foarte gustoasă, mamă. Atâtica. Ia să vedem. Venim cu cârnăciorii, bye cu ceapa, am nevoie tot de cleștele ăsta. Cam doi cârnăciori așa la cartof, cum s-ar spune. Haide bă, stai aici. Uite bă, nu vrea. Pam. Atâtica. Și cu ăsta venim cu cheddar, de-aia să vedem noi cum îl facem să stea așa sau nu îl facem. Cred că o să-l facem când vor fi toți unul lângă altul, dar până una alta o să-i bag eu așa o scobitoare dintre asta, dintr-o parte, într alta și să vedeți că îl fac să stea. Priviți, pam, până terminăm cu toată nebunia aici, măcar așa o lecuță de design, cum spuneam, cheddar. Ăsta pune și voi după gust, o mânuță așa mai dolofană, priviți. Și acum aveți două variante, fie îl mai aruncați puțin în cuptor la gratinat, fie vă luați o torță și în felul ăsta e mult mai ușor. Ia să vedem dacă mai merge. Merge perfect. Ia priviți aici ce repede se topește cheddarul ăsta. Bă, băiatule. Bine, se topește pe deasupra de la torță și mai acolo, mai în interior, se topește de la căldura cartofului și a cârnăciorului. Cam atâtica și cu cheddarul. Am ars destul. Venim cu ceva jalapeno. Îi punem și pe ăștia stânga-dreapta, de colo-colo. Ăștia la fel, tot după gust. Nu trebuie să vă luați după mine. Eu mănânc mai iute. Gata și cu jalapeno. Mai am ceva
iuțeală aici pregătită, ciolula, pastele am din Dominicană, ăsta e nou-nouț, nu l-am desfăcut, am găsit pe undeva și pe la noi, trebuie să mai iau pentru că e ultima sticluță. Așa, câteva picături de sos iute, de ciolula, bă, băiatul iau și pe ăsta, oulă, trebuia puțin amestecat, dar asta e, nu mai contează. Am pus și ciolula, 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 scap dopul de la ciolula și, ca de obicei, să colorăm câteva bălării. Tadam, tadam. Și ia priviți-l pe ăsta. Bă, băiatule, cum arată. Așa, da, hot dog. Revin imediat, ce am pe toți trei gata. La prezentare acolo, pe platou. Gata, hai că m-am mișcat destul de repede. L-am așezat și pe ăsta aici. Ia uitați-l ce durduliu este. Încă o mână de bălării, așa. Frumușel aici, în mijloc. Și pam, pam, dacă mai vreți să puneți pe lângă stânga-dreapta, să pice unde ori pica. Și ăsta-i preparatul de astăzi. Ia, să vă aud. Hai, arată într-un mare, mare fel. Să fim serioși, bă, băiatule. O dog. Ia să-l vedem. Nu cred că merge mâncat așa, să-l iei în mână și să-l mănânci, pentru că e foarte, foarte fierbinte. O să îl mănânc cu furculițul și cuțita. Cuțitul și furculița. Mai dăm așa din cojița asta la o parte. Nu neapărat că nu e bună. Sau o scuturăm așa mare, ceva sare pe aici. Și nu vreau să mănânc chiar așa sărat. Asta e mai mult pentru copt. Ia să îl tăiem așa la capăt. Mamă, priviți cum arată. Ce simpatic îi. Și în interior. Hotdog de hotdog ăsta. Puțin cartofior, puțin cârnăcior, cheddar, ceapă caramelizată. Și ia să vedem, cartoful e acolo. Nu prea s-a răcit. Dar așa ceva, bă, băiatule, mai rar întâlnești. Bine, n-ai cum să-l mănânci altfel. Mai ca ăla din coteț. Uite-l. Ce dar ăsta? Perfect topit, jalapeno, sos iute. Mamă, merg de minune împreună. Se pupă. M-au bucățica asta și la revedere. Adică, la revedere. Pot să vă spun și acum. La revedere. Băi, oameni buni, mai poftiți pe la Arvulescu prin bucătărie. Nu vedeți cu ce vă așteaptă? Arrivederci. La revedere. See you next time. Nu că musai. Neapărat. Plus că arată și bine, pe băiatule. Ia mai priviți-l pe ăsta odată. Ăla, dolofanul.